Artistul Florin Salam a fost audiat joi 8 februarie la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște într-un dosar de înșelăciune. Plângerea a fost depusă de un târgoviștean care reclamă faptul că artistul a încasat onorariul fără a presta serviciile plătite. În 2021, nu? Da, da, 2020. S-a întâmplat? Ați dat arvună câți bani? 5.500 de euro. Și n-a mai venit la nuntă? Nu, nu s-a mai prezentat. Nu ne-a anunțat, și-a închis telefonul. Am luat... Cred că ați avut un șoc. Normal că am avut un șoc. Că nu, e, nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Acum așteptăm să vedem ce, ce rezolvă. Și l-ați dat în judecată? Da, l-am dat în judecată. Am așteptat 2 ani jumate de zile să... să ia legătura cu noi, să ne înapoiază, să ne înapoieze banii și nu a luat legătura cu noi, nu, și de asta nu, nimic, nu. N-am dat de el 2 ani. La nuntă, doamnă, nu, 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 nu. Și ce ați făcut în clipa aia? Ce să facem? Am avut alții artiști care, da, care au cântat. Ați suferit doar, da, normal că am suferit un șoc, pentru că nu ne așteptam să fac așa ceva, dar acum aștept. De cealaltă parte, Florin Salam susține că este nevinovat. Vocea, și cum puteam să vedem? Un fotbalist poate să intre pe teren cu piciorul gips? Dați voi un răspuns, mă întreb pe voi toți acum. Cum poate să joace Gică Hagi un meci de fotbal în echipa lui când are piciorul în gips? Dar da. I-ați anunțat pe cei că nu... Ești din 2019 și au adus aminte acum oamenii. Eu le spun așa la oameni, ieri vor mai avea nevoie de mine, eu oricum n-am nicio problemă. Ba din contră, acum eu ar trebui să dau în judecată. Dar îi anunț prin intermediul dumneavoastră, anunț pe toți, care mai fac greșeli de genul ăsta, îi voi da eu în judecată. Și cu asta am spus la tot. Ce greșeli vă referiți? Păi pătează numele, că dacă eram greșit, eu eram pe aici, rămâneam pe aici. Un om greșit se mai întoarce înapoi? Sau rămânești când îi cheamă poliția? Când ești greșit, rămâi cu poliția, nu? Dar dacă v-au citat de mai multe ori, de ce n-ați venit? Frate, eram pus străinătate dacă tu îmi trimiți mie citație și eu sunt în Italia. Ce vină am eu? Că nu am știut. Și am mai multe adrese. De ce v-am întors? Acum pentru voi. Eu sunt sigur că voi i-am spus. Ba da. Stați liniștiți că știu eu. Vă iubesc oricum. Băi, voi cu mine trebuie să fiți prieteni. Acum, eu vă spun sincer, că toate la nervi, tot din cauza voastră, iertați-mă. Uite, îmi cer scuze acum că am o stare mai bună, da? Și eu vreau să fim, că o viață întreagă ne avem bine, de o viață întreagă ne avem bine. Dar dacă încearcă cineva din televiziune, din emisiuni de-astea, să țină cu niște oameni care vin cu niște minciuni, nu-i păcat înainte să faci un interviu sau să declari ceva tu ca prezentator, trebuie să întrebi pe omul ăla care îl cunoști de o viață. Bă, Florin, este adevărat, frate, mai ales că ne știm. Da, așa că să vine unul acum după stradă, trece unul după stradă și vă spune: Florin a venit și cu tare, voi trebuie să-l credeți până nu vă informați. Ei, aici, eu înțeleg că este un cer care este contra mea de o perioadă. De ce? Că mi-am revenit eu, acum sunt sănătos și pot să cânt. Și aici e un pericol pentru cercul ăsta, care nu le convine lor, că eu mă reapuc de cântare. Dar vă spun eu că vor pierde, pentru că eu să-mi văd o meseria mea. Și încă o dată, cei care aveți nevoie de mine de acum încolo, apelați direct la mine, vorbiți direct cu mine și sunt în picioarele voastre, oameni buni. Contractual, vă iubesc. Dimineața cum a fost când au venit poliții? Ce, doamnă, foarte frumos, doar că mi-e la somn, mi-a părut rău. Au trezit din somn? I-aș fi cinstit să mă lase să dorm. Da. Ce să vă zic, mă, eu vă respect. Și n-aș vrea să vă vorbesc niciodată altfel, credeți-mă, că nu sunt un om rău. Dar, na, puneți-vă în locul meu când, uite, când te cheamă și îți murdărește imaginea. Nu poți să mai iei o liniște bună în suflet, nu? Asta este, pentru că oamenii ăștia din 2019 nu am nimic nici cu ei. Dar nu pute... Am avut atâtea cântări după aceea, nu putea să zică: Florin, vezi că n-ai fă, nu? Aici e o chestie, cred că banii s-au primit în dreapta, în stânga și nu au ajuns până la ei, sau poate au ajuns, mai vor o dată și... Nu sunt bune chestiile astea, că uite, nu câștigă nimic. Și se strică și cu mine. Un client care greșește să strică cu Florin Salam, pe viitor s-ar putea să nu-i mai cânte în familie. Și nu pierde, o pierd ei. Aveți credeți ceva în plan în următoarea perioadă, cântări? Vreau încă 20 de ani de acum, cu o lumină, să fiu tot numărul 1, da? Și după ce mai vorbim?